Has castigado até a final. A câmera, VAR. 4-0, incrível, Gianfranco! Cam asta e lipsii Craiovei. Ganezul cează pe copil aici. A venit și Ganezul. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Meci tare azi, se rejoacă Sepsi FCU Craiova. Voi nu uitați să dați un like la acest video, să vă abonați dacă n-ați făcut-o, pentru că urmează un video super tare. Sunt aici cu Jojo de la pontul nostru.ro, cota 2, vă las link în descriere. Mister, ce zici? Ce pronostic ai pentru meciul ăsta? Păi, în primul rând eu mă bucur foarte mult că meciul se va juca pe teren. Până la urmă, fotbalul este pentru fotbaliști și nu pentru comisii. Corect. Sper să vedem un meci frumos. La Sfântul Gheorghe deja ne așteaptă un gulaș picant. La fel de picant sper să fie și meciul, dar exclusiv pe teren, între băieți, nu și în tribune. În tribune sper să învingă bunul simț și respectul reciproc. Asta este tot ce îmi doresc de la ziua de azi. Cele două echipe se află la un punct distanță, FCU Craiova pe locul 6, Sepsi pe locul 7, după ce s-a anulat acel 3-0 la masa verde. Deci Sepsi are nevoie de victorie, Craiova X2 are nevoie de egal sau să câștige ca să meargă în play-off. E ca o finală, Sepsi a mai câștigat două finale în acest sezon. Din punctul ăsta de vedere are un plus. Ne vedem la stadion, nu uitați să dați un like și ne auzim. Bayern München. Ia uitați, și Sepsi Arena, am ajuns în zona. Superb arată arena din Sfântul Gheorghe. Am ajuns la stadion. Cam așa arată complexul lui Sepsi. Acolo cred că e o sală polivalentă. Aici e undeva peluza. În spatele peluzei avem aici un restaurant. Cu sigla Sepsi acolo branduit. Mai în față de restaurant avem Fan Shop Sepsi aici, frumos organizat, băieții. Deci, să tricou oficial de joc, 170 de lei. Cele de rezervă 150. Și aici pentru copii, cred, sau nu? Asta e un tricou special cu câștigătoarea cupei și supercupei. Acolo avem locul unde stau cei de la camera VAR. Uitați televizoarele și scaunele, într-o dubiță din asta stau. Se conectează acum la curent. Și cam așa arată intrarea pe la tribuna oficială. La intrare aici au și sigla, frumos. Deci, după cum puteți vedea, terenul e undeva la marginea orașului, Sfântul Gheorghe. Pe partea cealaltă, peluza din gazelor, în spatele peluzei, avem un teren de antrenament aici, de sintetic și două de iarbă. Și acolo, pentru fotosinteza gazonului, stațiile aici pentru autobuz din porți de fotbal. Ia uitați! A început să plouă la Sfântul Gheorghe, cam ăsta e stadionul. Am venit un pic să vedem, să tragem niște cadre pe lumină. Am primit și vestă, putem intra și pe teren. Ne vedem de seară. Ne-am întors, începe meciul. Tocarul lui Sepsi. Și acolo FCU, au venit și ei acum. Bahasa aici, vedeta echipei. Haideți, băieții, că am intrat pe teren și din nou trebuie să-i mulțumim prietenului Jojo și celor de la Sepsi, că au fost foarte ok. Așadar, se rejoacă Sepsi FCU Craiova. Meciul s-a întrerupt în finalul lunii ianuarie pentru scandările speluzei sud. Știți și voi povestea. Inițial s-a dat 3-0, după care l-a recurs pentru Sepsi, după care l-a recurs, s-a dat să se rejoace meciul, ceea ce e foarte bine. Gazonul arată impecabil. Ia uitați. L-avem și pe Jojo acolo. Om de bază. Da? La tribuna oficială, da. Am vorbit acum cu băieții și au spus că vor da totul pe teren. Ne-am simțit destul de motivați de la vestiare.
s-ar putea să vedem un meci cu cel puțin 3 goluri. Portarul Sepsești, Nițul, acum cu Cernea, eroul de pe Bernabeu, și portarii Craiovei acum. Arbitrul meciului, Radu Petrescu, ies acum jucătorii Craiovei pe teren. Aplaudați acolo la tribuna a doua. Acum și cei lui Sepse. Robert Ivieș, rapidiști, fiți pe fază, a ieșit Robert la încălzire. Patronul lui Sepsi cu Nicolo Napoli dau mâna acum. Începe să vină lumea. Am înțeles că va fi sold out. Prezentată echipa Craiovei. În timpul meciului va trebui să mă aleg o poartă și să stau să mă plimb de-a lungul de-a latul terenului. Așadar o să mă aleg poarta din stânga. În ambele reprize voi sta acolo. Crescu. Suporterul Craiovei acolo. Suporterul Craiovei acolo, la fiecare jucător care intra le arăta forță. S-au stins luminele, urmează prezentarea lui Sepsi. S-au aprins blitzurile în tribună. Acum echipele. Cristiano Bergodi și Napoli au dat mâna acolo frumos. În prima repriză Craiova va ataca la poarta asta unde stau eu aici. Eu oricum voi rămâne aici în repriza a doua când va ataca Sepsi. Și a început partida. Plutește în aer tensiunea la acest meci. Cei doi antrenori pe margine foarte tensionați și ei. Minutul 7. Va fi nebunie acum. Craiova va trebui să iasă la joc. Pe una marcat. Craiova a primit un gol foarte ușor. Șutul acela respins de portar și a venit pe un liber acolo. Avea tot timpul, cel puțin așa se văd de aici. Începe publicul să-și facă simțită prezența și să pună presiune pe oaspeți. Ce ocazie are Sepsi, incredibil! Bă, ce șut a prins, nu știu, cred că Matei. Incredibil!
vedeți cum joacă Sepsi, n-am prins golul. Marchează Bălașa, cred. I-au luat tare cei de la Sepsi. Sau offside cei de la Sepsis, nervoși acolo pe bancă, Bergodi, la Bahasa. Presiune în continuare, presiune mare în continuare. Se pare că începutul de meci l-a gestionat mai bine Sepsis. E nebunie între bune, delir. Craiova trebuie să marcheze până la pauza, altfel va fi foarte greu. Nu se leagă nimic la Craiova. La FC-ul Craiova lipsește Beton. Se simte lipsa lui acolo în partea dreaptă. E greu cu Gane acolo, prea e poziția lui. Sfântul Gheorghe, galben Cernea, Radu Petrescu nu stă la discuții. Se strigă hoții. Gazie mare Sepsi, mamă ce le-a făcut acolo. Oh! Napoli trebuie să schimbe ceva la pauză, că nu merge deloc Craiova. Bergodi a pregătit impecabil acest meci. Între timp a schimbat Napoli în teren, l-a trimis pe Chițu în dreapta și joacă Ganea, vârf împins. Ivanovic face 3-0 și e gata meciul. Sepsi în play-off de la pauza meciului cu FC-ul Craiova. E foarte greu să mai facă Craiova ceva la 3-0. Le trebuie 3 goluri. Bine, cum au dat Sepsi, poți să dea și ei, dar nu joacă nimic. Asta e ideea. E gata prima repriză. 3-0 Sepsi la pauză cu FC-ul Craiova. Pauză la Sfântul Gheorghe, așadar 3-0 pentru Sepsi. Cine se gândea? Te gândeai că bate poate Sepsi, dar 3-0 la pauză. Ce să mai, să nu fie ca meciul unde am fost la Craiova. 5-0 a bătut Sepsi atunci la Craiova pe FCU. Aveți locul pe canal. Vedem repriza a doua. Paramache aici la încălzire acum, se pregătește și CDB. Se pregătește Tudorie pentru repriza a doua. Și Jojo acolo, care a vorbit cu Mititelu, l-a invitat la un meci la Craiova, Mititelu. Intră jucătorii acum pe teren la FC-ul Craiova. O ședință lungă. Aceeași poartă, cum am zis la începutul meciului, indiferent de poziționarea echipelor în teren, vom sta tot meciul la aceeași poartă. Iar după cum a jucat Craiova prima repriză, dacă joacă la fel, sigur vom vedea bucurul și la poarta asta. Ce
ocazie are Cosmin Matei. Foarte bine a jucat Matei meciul ăsta, excelent. Gol, bă, 4-0, incredibil, Gianfranco! Gianfranco! Bergo din seara asta, n-a jucat nici cu Rondon, nici cu Tudori, a jucat cu Gianfranco, inspirat Bergo din. Și eu care îmi făceam griji cum o să ajung eu la Craiova în fiecare săptămână, și la FCU și la Universitatea Craiova pentru play-off, fiind ambele calificate, dar în cazul în care se calificau ambele, făceam griji eu. Ce poleurile în tribună! A fost Enza la Ștefănescu, nu la Craiova. Iese Rodriguez, mijlocașul central adus de Șumi, de la Botoșan la CFR. Un meci incredibil de bun a făcut azi. Cu noi Jonathan Rodriguez. Iese Gianfranco. Iese și Matei. La 4-0 Bergo îi bagă doi atacanți, pe Tudorie și pe Rondon. Scandal. Se strigă rușine să vă fie din tribune. Bauza, cel care s-a dus acolo și a despărțit. Bauza este fost jucător al Csíkszeredei din zona de aici. A fost în Liga 2, a jucat cu FCU Craiova și le-a dat gol în 2021. Probabil atunci l-au văzut cei de la Craiova și l-au luat. FCU Craiova nu mai dă plimba mingea de la terenului în seara asta. Nu și-a asumat nimeni să tragă un șut la poartă sănătos sau ceva. Gol Craiova. Dar ce s-a dat? S-a dat ceva. Să vedem ce s-a dat. Offside, cred. Însă n-a ridicat ușierul. Na, cine știe ce o să fi dat. Deci rămâne 4-0. Sidibea înscris, dar nu se pune. Ștefănescu le face la semn la public să se trezească un pic. Dar adevăr ar trebui să facă un pic mai multă gălăgie. 4-0 pentru echipa lor. 3 minute de prelungime pentru priza a doua. Ocazie are Sepsi la ultima fază, cred. E gata meciul. Radu Petrescu ia mingea.
4-0 bate Sepsi pe FCU Craiova. Cine se gândea? Radu Petrescu, arbitrat impecabil. Bergodi cu Paramati acolo. Eu i-am cerut tricoul lui Paramati pe tunel, dar a zis că nu poate să-mi-l dea. Asta e, poate la final de sezon facem și noi rost de un tricou de la un jucător. Bergodi câștigă a treia finală, putem spune, la Sepsi. Bravo, frumos golul! Frumos, bravo! Ați câștigat a treia finală! Da. Supercupa, cupa și finala asta! Da, problemă, da, nu? Da, era finală! Cam atât de pe teren, băieții! Ați văzut, am fost cu Cristiano Bergodi aici, a treia finală! Felicitări lor! Ce să mai... Sepsi, dacă juca așa de la începutul campionatului, de la începutul anului 2023, cum a jucat azi cu FCU Craiova, nu cred că avea probleme la calificarea în play-off. Iar FCU Craiova, păcat pentru că nu s-au ridicat la nivelul meciurilor trecute, păcat pentru că pentru efortul depus de ei până acum la meciurile astea. Ce să mai, voi nu uitați să lăsați un like, abonați-vă cei care n-ați făcut-o și ne vedem din mașină, că e un frig teribil la Sfântul Gheorghe. Asta scrie la intrarea în stadion la Sepsi. Cam asta e lipsii Craiovei, cred eu, în seara asta. Aici o machetă cu stadionul Sepsi și trofeele. Foarte faină macheta. Și un urs acolo. Ganezul cează pe copil aici. A venit și Ganezul. Final de meci, sunt cu Jojo aici. Nu ne-am văzut până acum, de la începutul meciului deloc. El a stat în zona VIP. Ia zi, mister, ce peripeții ai avut pe acolo? Ei, peripeții, nu pot să spun că am avut peripeții, am avut doar satisfacții și pe lângă satisfacția victoriei pot să spun că am avut și deosebită plăcere și onoare în același timp să îl întâlnesc și să stau de vorbă personal cu domnul Mititelu. Pe această cale vreau să-l felicit pentru tot efortul, fie și material, dar fie și spune-le mister la oameni că ți-a dat numărul de telefon, te-a chemat la Craiova. Dăm voie să termin. Vreau doar să-l felicit pentru tot ce a realizat la Craiova. A fost o adevărat onoare și plăcere să stau de vorbă cu dumnealui și am ajuns într-un final să ne facem schimb de numere de telefoane și am fost invitat la primul meci pe teren propriu a celor de la Craiova. În același timp vreau să-l felicit și pe domnul Laszlo Dioseghi, gratul aloc mister Dioseghi, pentru această victorie frumoasă. Chiar nu mă gândeam că în acea manieră poate să câștige Șepșiu Eșca. Mă așteptam la un meci cu doi luptători. Din păcate, Craiova a încasat și Șepșii a lovit. Să sperăm că în play-off vom vedea meciuri și mai motivante, pentru că vom reveni cu siguranță în play-off. Așa e, băieți. Până la urmă, una peste alta, Sepsi, victorie meritată. A avut o zi mult, mult peste Craiova astăzi. Se duc în play-off și o să fie cel mai echilibrat play-off și cred că și cel mai tare play-off de când s-a înființat acest format. Capul sus, domnul Mititelu, și ne vom vedea cât de curând la dumneavoastră. Ne auzim. Până data viitoare, țineți aproape, dați un subscribe, un like și ne auzim la următorul meci. Pa, pa! Pa, pa.